Doamna Elena Udrea e ascunsă, așteaptă probabil un referendum invalid, astfel încât protecția ei să se reîntoarcă la butoare. Butoanele, în special butoanele pe care le are asupra instituțiilor de forță și asupra instituțiilor de control. Astăzi, Traian Băsescu a spus pentru prima dată ceea ce a coaliției săi repetă de câteva zile, anume că neparticiparea la referendum a cetățenilor este o chestiune viabilă. Uniunea Social-Liberală dorește să atragă atenția asupra faptului că Traian Băsescu și echipa sa pregătesc o strategie de boicot a referendumului, strategie care va fi justificată prin cartea pe care Traian Băsescu a mai jucat-o și alte ocazii, respectiv prin cartea Fraudări. În disperare de cauză, PDD și președintele suspendat încearcă, în mod irresponsabil și mincinos, să pregătească terenul pentru inversiunea fraudei, pe care să o răspândească la referendum pe plan intern și pe plan extern. Tema a început încă de zilele trecute, când Traian Băsescu a invocat, a vorbit despre intenția USR de a fura 2-3 milioane de euro cu ajutorul Serviciului de Telecomunicații Speciale. De unde știe președintele suspendat că acest lucru a fi posibil, e o temă care nu poate fi pur și simplu îngropată și trecută la capitolul afirmației de campanie, pentru că sunt afirmații irresponsabile. De fapt, când vorbim de tema fraudării alegerilor, poții strică poții, pentru că singurii pe care știu că umblă prin țară pentru a cumpăra buletine de vot contra cost, buletine de vot care să fie returnate cetățenilor respectiv după alegere, am auzit media că aparțin celor, aparțin Partidului Democrat. Facem încă o dată un apel la toți cetățenii să participe pe 29 iulie la referendum. Voința poporului, voința cetățenilor, nu va putea fi suspendată prin aceste manevre care încearcă să-l repună pe Traian Băsescu în scaun, eludând voința electorală. 2 din 3 români nu îl mai vor pe Traian Băsescu. Nu mai poate să fie președinte în aceste țări. Dacă aveți întrebări, textul, felul exact textul
până la urmă mai exista și un social laudă pe care îl vor poziționa cei de la autoritatea electorală permanentă, pentru că, de fapt, miza listelor suplimentare este continuu sau, mă rog, posibilitatea votului continuu. Sunt convins că la nivelul guvernului, cei care fac parte din Comisia Tehnică de pregătire a referendumului, care am înțeles că la ora de din aceste clima și aici mine, vor da aceste răspunsuri și așa cum s-a întâmplat și la alegerile locale, guvernul va organiza impecabil procesul electoral. De fapt, eu vreau să mă rememorez faptul că la alegerile locale organizate de guvernul Grupului Social Liberal n-au existat nici incidente majore, nici contestări majore. Ceea ce nu s-a întâmplat, spre exemplu, la alegerile pe care le-au organizat guvernul Partidului Democrat, amintiți-vă câte discuții au fost cu cine era vorba de alegerile parțiale din Nanți și din Parlament. Nu suntem noi aceia care nu erau nici liste suplimentare și zeci. Nu, există liste suplimentare, cum spus, e vorba de exercitarea pe deosebire de locale, de exercitarea dreptului la vot pe tot teritoriul național. Da? Nu e strict circumscrisă unei anumite secții de locale. Dacă la locale, eu trebuie să votez în Baia Mare. Pot să votez și în București, atunci trebuie să fiu scris pe o listă. Ce să fie că ultimul meeting va avea loc în București. În aceeași zi, o decizie pe care să fie adjudecat încă doi cum să evităm, dacă vreți, situații care ar fi de an, de exemplu, în același timp, în țara, am înțeles, dragi colegi, că nu mai fi nici de subiecte. E greu de făcut de estimare, nu dau seama în ce măsură rețelele de partid la PD pot să țină milioane de oameni acasă. E, după părerea mea, o dovadă de irresponsabilitate sau ar fi o dovadă de irresponsabilitate în raport cu procesul democratic din România, pentru că punerea în discuție a legalității și neegalității referendumului ar putea rămâna țara într-o direcție foarte, foarte periculoasă. Și apelul nostru, dacă vreți, către petiști, e să înțeleagă că România trebuie să rămână o țară democratică stabilă, chiar și în care îi trebuie să spună. Domnule, mi-a spus până acum două săptămâni, ați avut și dumneavoastră la dispoziție sondajele de opinie. Ele toate, fără niciun fel de excepție, implică prezență la vot între 51-52 și chiar spre 60%. Probabil că, mă rog, antrenarea din campania electorală a ultimei săptămâni, va mai mișca oamenii spre vot. Vom vedea care va fi însă și decizia democrației, măsura în care ei vor decide sub pretextul fraudării să boicoteze alegerile, vom afla în fața unei situații politice extrem de grele. Se pare că prezența și de
sale sau opiniile sale nu afectează exercițiul la care vreau să-i spun. Vreau să zic în președinte cred că facem o diferență între prezența la un meeting publică, afișată și, cum să spunem, conducerea directă de la conducerea unui partid sau unui grup. Intrați-l pe domnul Blaga, că el nu poate, de ce a pierdut în anatomia sa alegerile de la partidul. A spus-o în Berceanu.